Salutare, dragi și drage, eu sunt Adina și voi sunteți pe Parfumului 35. Bine ați venit, bine ați revenit pe canalul meu. În cazul în care sunteți noi, știți deja, abonați-vă și lăsați-mi și gândurile voastre în comentarii. Mă găsiți și pe Facebook, mă găsiți și pe Instagram, puteți să-mi lăsați mesajele voastre atât pe Facebook cât și pe Instagram și dați-mi un follow / un like și pe acolo ca să țineți legătura cu mine. Împărtășiți acest video și cu prietenii voștri. În cazul în care auziți vreun sunet ciudat, să știți că am niște vecini care fac niște modificări în casă, dar asta nu mă împiedică pe mine să filmez, așa că continui să filmez chiar și cu un anumit zgomot de fundal. Sper să reușesc să-l scot zgomotul ăsta de fundal din editare. Bun, astăzi, așa cum aș citi și în titlu, vreau să fac la un moment dat o chestie din asta cu produse terminate, dar haide să vă arăt produsul terminat al acestei luni, an, ce-o fi. Așa, pentru că foarte mulți dintre voi, îmi cer scuze că îmi dau tot acum mâinile prin păr, dar mi-a dor părul. Pentru că foarte mulți dintre voi mi-ați cerut la un moment dat să fac videouri cu produse terminate și eu de fiecare dată vă spuneam, din păcate nu am cum să fac un video despre parfumuri terminate pentru că am atât de multe parfumuri încât nu apuc să termin unul. Pisica mea mi-a venit în ajutor și a spart această minunăție de sticlă și acum în camera asta în care filmez, în special aici, pentru că aici s-a întâmplat tragedia, această sticlă de parfum care era intactă. Nu v-am vorbit despre ea pentru că căutam un moment oportun să o fac. Am avut acest minunat parfum de la Leonard. Leonard este un brand francez destul de vintage așa, iar acest parfum, oh, Doamne, cât de fain e. Era un parfum floral, un parfum care avea niște note un pic tropicale, care avea ceva note de frangipani, niște note pudrate, niște note cu bujor, un parfum încântător, un parfum atemporal, un parfum pentru toate femeile, un parfum pe care l-am adorat și motiv pentru care l-am și ținut pe raftul de jos, unde sunt cumva parfumurile pe care, în cazul în care ar cădea, aș vrea să fie salvate, dar uite că nu a fost salvat. Deci produsul meu terminat, cred că al acestui an, este acest Leonard. Bun, am terminat această introducere un pic sarcastică. Mi-e pare rău de acel parfum, însă, mă rog, asta este viața, nu am ce să fac. Am ales, am pisică și se mai întâmplă și accident. Bun, astăzi, așa cum aș citi și în titlu, o să facem un giveaway. O să facem un giveaway cu produse pe care eu le-am primit de pe un site, le-am primit de pe site-ul Basmori. Vreau să vă spun încă de la început, ei m-au contactat pe mine și au ales, sau mă rog, dorința lor cumva a fost ca ei să-mi trimită mie niște mostre, cred că mi-au trimis toate mostrele produselor lor, o să vi le pun aici pe toate pe care le-am primit și dintre acestea ei m-au rugat ca eu să-mi aleg câteva produse pe care ei să mi le trimită în variantă mare și eu cumva să vorbesc despre ele. Eu le-am spus încă de la început că, în general, cam toate produsele pe care le primesc, cu excepția uneia, voi știți, am primit de la DubaiCollection.ro acel Campfire, care este o clonă, o alternativă la By The Fireplace de la Margiela. Pe acela l-am ținut, cred că este singurul parfum pe care l-am ținut. Dar eu le-am spus lor încă de la început că ok, accept să vorbesc despre parfumurile lor, însă o voi face în modul meu și produsele pe care le voi primi de la ei le voi da și eu către voi după ce cumva le testez. Și asta fac și acum, o să vă arăt produsele pe care eu le-am ales din mostrele lor și produsele pe care eu le-am primit. Și în final o să facem un giveaway cu aceste produse. Ele sunt 3, deci o să ofer 3 parfumuri în cadrul acestui giveaway. Ce trebuie voi să faceți pentru giveaway? În primul rând să fiți abonați la canalul meu, în al doilea rând să dați share acestui video către prietenii voștri și totodată, ce vă mai rog să mai faceți, este să-mi dați și un follow pe Instagram și acolo să-mi lăsați un comentariu la acest video, sau mă rog, în momentul în care o să pun eu acest video, să-mi lăsați un comentariu cu un prieten al vostru, ca să zic așa, hashtagged sau nu știu, să urmăriți, să puneți în comentarii, nu știu cum se zice, oricum. O să vă pun în descriere tot ce este de făcut. Vedeți că nu mă prea pricep la a face giveaway-uri tipice și da. Bun,
Haide să vă arăt produsele pentru că știu că asta așteptați, asta aștept și eu. Primul dintre ele este Divine Paradise. Din punctul meu de vedere, acest parfum numit Divine Paradise este un parfum extrem de plin, este un parfum cu multă ambră, este un parfum cu care ieri m-am dat în continuu. Știu că mai multe mi-ați atras atenția că fac unele greșeli în sensul că nu aștept ca parfumul să se așeze pe mine, însă ceea ce îmi place mie și cred că ceea ce mă face pe mine unică cumva în YouTube este că eu mă bazez foarte mult pe emoții atunci când testez ceva. Mie îmi place foarte mult cumva să identific dacă un parfum îmi place pe baza primei impresii, exact primul puf pe care îl dau, dacă îmi face ceva, nu știu, mi se ridică pielea pe mine și mi se pare wow sau nu. E, când am testat acest Divine Paradise, pentru mine, ceea ce a fost, cum să vă zic, deschiderea și ce îmi place mie la el este că deschiderea nu este alcoolică. Știți că în general la parfumuri, mai ales la parfumurile care sunt un pic mai ieftine, se simte așa un iz foarte puternic de alcool. E, la Divine Paradise nu s-a simțit și asta mi-a plăcut foarte mult. Ce s-a simțit, să mai dau așa un pic cu el, vedeți, el este aproape plin. Voi o să primiți, mă rog, cine va câștiga această sticlă de parfum, o să primească exact acest parfum. Eu l-am folosit exact cât am testat acum. Bun, deci, în momentul în care l-am pulverizat, mie mi se pare că are deschidere dulce. Deschiderea asta dulce se transformă foarte rapid în ceva ambrat, cu un iz așa de chihlimbar, cu un iz... în același timp dulcea, caramelicios cumva, deci simt așa și niște note de caramel, nu știu exact ce note are acest parfum, nu reușesc să găsesc niciunde în online vreo notă a acestui parfum, însă, de departe, mie mi se pare că este un parfum ambrat. Este un parfum ambrat, cu niște note destul de elegante, cu o deschidere, vă spuneam, dulce, dar în același timp are... Nu aș ști exact să zic ce, însă mie mi se pare că are niște note de migdale amare, însă în același timp izul ăsta ambrat și cumva de chihlimbar mi se pare că îi dă și o notă elegantă și formală. Mie mi se pare că parfumul ăsta este perfect de purtat în perioada mai rece și uitându-mă afară este încă frig, deci nu vă faceți griji, însă ceea ce mi-a plăcut mie foarte mult la acest parfum, vă spuneam ieri, l-am testat în disperare, ține foarte mult. M-am dat cu el și pe gât, m-am dat cu el și aici pe mână, însă m-am dat cu el și pe haine. Voi știți că mie îmi place să fac baie în parfum. E, ideea este că testul cumva suprem pentru mine a fost să văd, băi, ok, pe mine poate persistă, poate nu persistă. În funcție de pH-ul oamenilor, parfumurile pot persista sau nu. Însă, ce mi s-a părut genial este că azi dimineață, când, mă rog, m-am îmbrăcat și așa, am... mirosit bluza cu care am fost dată ieri și încă se simțea acest parfum la exact aceeași intensitate și din cauza asta, nu știu, mie mi s-a părut wow. Pe lângă asta, sticla arată foarte bine, sticla este foarte, foarte, foarte bine lucrată, deci nu aș avea ce să zic. Capacul ține foarte bine, deși este din plastic, vedeți, eu acum țin exact de capac și el ține foarte bine și, da, este un parfum divin, este exact un paradis divin. Și mi se pare că îi se potrivește foarte bine numele. Bun, deci ăsta ar fi primul giveaway, primul cadou pentru voi. Este un parfum pe care l-aș cumpăra? Da, este un parfum pe care l-aș cumpăra sigur, pentru că, nu știu cum să zic, are ceva. Nu este un parfum foarte comun, sau cel puțin mie nu mi se pare, poate nu m-am orientat foarte bine spre parfumurile acelea, cu ambră, însă... Iese din tipare. Dacă vă gândiți un pic la ambra pe care o are Amber Elixir de la Oriflame, mă duc așa pentru că acolo l-am, există niște note asemănătoare cu acel Amber Elixir, însă diferența dintre ele, sau cel puțin ce resimt eu aici, resimt un pic de amăreală și un pic de dulceață, cred că de ceva de trandafir. De caramel, pardon. Bun. Nu mi se pare că este un parfum floral absolut deloc, asta este din nou strict părerea mea, dar în cazul în care v-ați dat seama de-a lungul timpului că cumva ne asemănăm în gusturi, ăsta o să vă placă, sunt sigură. Bun, un altul, trecem un pic în sfera mai feminină, în sfera mai florală, cu acest Juliet. Juliet este un
parfum foarte fin, este un parfum foarte jovial, este un parfum romantic. Ce-mi place la asta este că, cel puțin ce am văzut la ei pe site, au și Romeo și cumva, în cazul în care nu știu, sunteți cuplu și vă plac parfumurile pentru el și pentru ea, știu că am o urmăritoare care îi plac parfumurile pentru el și pentru ea, nu sunt sigură dacă îi plac neapărat parfumurile florale, în fine. Avem Juliet și pe Basmori mai există și parfumul numit Romeo, deci Romeo and Juliet. Parfumul ăsta cred că exprimă exact ceea ce din cărți știm noi despre Julieta. Este un parfum cu o deschidere extrem de florală și citrică, are ceva bujor, bujorul ca floare este o floare foarte fină, este o floare foarte gingașă, exact așa este și deschiderea la acest Juliet, avem citrice și bujor în notele de vârf, se resimt într-adevăr citricele care cumva împletesc foarte bine tot ceea ce are de oferit bujorul ca floare, ca floare gingașă, ca floare fină și ceea ce mi se mai pare mie foarte interesant este că în notele de bază, parfumul ăsta se transformă într-un parfum ușor lemnos, dar este o diferență incredibilă între acestea două, pentru că dacă la Divine Paradise vorbeam despre un parfum plin, vorbeam despre un parfum ambrat, despre un parfum greu, ăsta este, Juliet este un parfum foarte de primăvară, foarte ușor, foarte romantic, foarte gingaș, este exact ca o primă întâlnire cu o persoană, nu știu, de care ești super îndrăgostită, sau cel puțin așa îl văd eu. Bun, și cred că preferatul meu, ca să spun așa, dintre toate, este sau a fost din notele, din mostrele pe care eu le-am testat de la ei, a fost acest Eleganza. Eleganza este parfumul care cred că mi-a dat lumea peste cap. În ce sens mi-a dat lumea peste cap? În sensul că parfumul ăsta este un parfum... Este un parfum cu o deschidere dulce, are pere în deschidere, combinate cu niște migdale amare. Și exact în momentul în care l-am testat, pe mine m-a dus cu gândul, combinația aia de dulceața perelor cu migdalele amărui, m-a dus cu gândul exact la o cofetărie din București, la cofetăria Alice, de unde eu mai cumpăram chestii pe vremea când stăteam în București. Pentru că este exact dulceața aia pe care ți-o dau pricomigdalele și în același timp amăreala. Nu știu dacă ați mâncat vreodată pricomigdale sau dacă ați mirosit pricomigdale exact în momentul în care ies din cuptor, însă pentru mine exact ăsta a fost vibe-ul pe care mi l-a dat acest parfum. Are o notă dulce, amară, mai degrabă spre partea asta amară pe care o am migdalele și m-a șocat pur și simplu. O altă chestie foarte interesantă la el este că dulceața aia de pere se combină foarte fin cu ce are de oferit migdala care este amară și în același timp are o notă ușor pudrată, am citit că ar avea ceva notă de orez. Nu sunt sigură, eu nu pot să zic că resim neapărat, însă mie îmi place foarte mult deschiderea lui. Îmi place deschiderea lui pentru că îmi place nota aia amară pe care o au migdalele. Migdale verzi, migdale amare. În același timp, dat fiind faptul că migdalele sunt verzi, cred că îi aduce și o notă așa de putere parfumului, de viu, de verde, dar, dincolo de toate, mie mi se pare că parfumul ăsta are o eleganță, dar în același timp are și niște note ușor tropicale. Știți că vorbeam despre Leonardo la început. Frangipanii reușesc să găsesc și în acesta. Frangipanii ca notă în sine, ca floare în sine, este o floare tropicală, v-am mai vorbit despre ea. Este o floare care are așa o ușoară cremozitate, un iz de piersică și cred că combinația aia de migdale care sunt în notele de vârf cu aceste note florale de frangipani, dau și o cremozitate, dar și o eleganță parfumului ăstuia și, da, în notele de bază există santal, deci se transformă așa ușor într-un parfum un pic lemnos și ceva boabe de tonka. Boabele de tonka cumva îl învăluie în cremozitate și în același timp mi se pare că îl completează perfect. Hai că am vorbit un pic.
Da. Ca să vedeți cât de mult mi-au plăcut aceste trei parfumuri, cred că asta a fost și dorința lor, cumva eu să-mi aleg exact ce-mi place ca să pot să transmit mesajul care trebuie. Dar da, toate aceste trei parfumuri îmi plac foarte mult. Toate aceste trei parfumuri mie mi se par încântătoare. Partea faină la acest Basmori este că iau și un magazin undeva prin sectorul 6, cred. Dacă inițial ei mi-au scris la început că s-ar bucura cumva să le fac o vizită în magazin, doar că eu din păcate sau din fericire, nu știu cum să pun problema acum, eu nu prea ies din casă, în sensul că eu nu stau în București, eu stau undeva lângă București și pentru o perioadă mai lungă de timp pe mine m-a părăsit permisul, a rămas la poliția de la Râșnov, însă astăzi m-au sunat că pot să mă duc să-mi iau, dar eu nu o să merg să-mi iau, o să aștept să vină poliția, în fine, nu mai contează asta, ideea e că cumva nu mă puteam deplasa. Și ei cumva așa au ales să-mi trimită câteva mostre pe care eu să le testez. Dar în cazul în care vreți să testați și voi parfumurile astea, puteți să mergeți la ei în magazin, undeva în sectorul 6. Cred că la ei pe site găsiți toate aceste date. O să vă pun la site-ul aici. Încă o dată vă spun, facem un giveaway. Deci aceste trei parfumuri pot fi câștigate de către trei urmăritoare de ale mele. Lăsați-mi gândurile voastre în comentarii. Nu știu ce ar trebui să scrieți în comentarii. Scrieți-mi dacă vă plac genul ăsta de parfumuri. A, da, o chestie foarte tare pe care am uitat cumva să o spun. Toate aceste trei parfumuri nu sunt arabești, ca să înțelegeți chestia asta. Aurora Scent ca brand, pentru că vorbim despre Aurora Scent. Eu mai am un parfum de la Aurora, Aroma Seniora. Ăsta... A, da, ăsta este un altul care mi-a fost trimis de către dubaicollection.ro și pe care l-am ținut pentru că, da, cumva mă încântă foarte tare. Deci, Aurora Scent ca brand este un brand care poate, da, are origine arabești, însă parfumurile acestea sunt făcute în Italia, respectiv în Franța. Cred că și scrie pe ele, hai să vedem. Apă de parfum, nu știu ce, nu scrie, cred că pe cutie scrie și n-am cutiile la îndemână. Uite, ăsta, deci acest Divine Paradise a fost făcut în Italia. Juliet, cred că tot în Italia a fost făcut. Natural, nu, ăsta a fost făcut în Franța. Deci avem Divine Paradise, făcut în Italia. Avem Juliet, care a fost făcut în Franța. Și cred că unul din ele, cred că ăsta Eleganța, a fost făcut în United Arab Emirates. Însă, brandul Aurora, sau Aurora Scent, este un brand... Nu neapărat arabesc, pentru că știu că cele mai multe dintre voi aveți o problemă cu parfumurile arabești. Ce vă recomand este în prima fază să testați și să participați la acest giveaway, pentru că, cine știe, poate ajunge să câștigați un parfum din acesta. Bun, am vorbit 17 minute, nu contează, mi-am exprimat absolut tot entuziasmul datorat acestor trei parfumuri pe care abia aștept să vi le dau. Deci, abonați-vă, lăsați-mi un comentariu cu, nu știu, care parfum vi l-ați dorit? Da! Care dintre aceste trei parfumuri credeți că vi se potrivește cel mai bine? Și cred că giveaway-ul o să țină o săptămână și jumătate, să zicem, poate până săptămâna viitoare, când eu o să anunț câștigătorul. Bun. Cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut acest video și ne vedem data viitoare la un nou video. Pa, pa!